Iubesc surorilor doamnelor și domnilor vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei capitolul 20 și 1. Voi citi de la versetul 1 la 9. Evanghelia după Matei capitolul 20 și 1. Primele 9 versete. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfange, înspre muntele măslinilor, Isus a trimis doi ucenici și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva să spuneți că Domnul are trebuință de ei, și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice Spuneți ficei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un, pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și-au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din orode și așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noradele care mergeau înaintea lui, înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau, Oseana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Oseana în cerurile prea înalte, Amen. Iubiți frași și surori, doamnelor și domnilor, așa după cum știm, în lumea creștină, astăzi este o sărbătoare specială. Este sărbătoarea cu care se începe ceea ce este numit Săptămâna Mare. Sărbătoarea intrării triumfale a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. În uh, vorbirea populară românească este sărbătoarea floriilor. În vorbirea populară engleză este Palm Sunday. Este populară pentru că, uh, având în vedere uh, felul de manifestare al primirii lui Isus Hristos în Ierusalim, a fost interpretat în cultura uh, acestor două popoare, cum am spus, români și englezi și. Sărbătoarea a primit denumirea respectivă. Cum vă vorbeam în alte ocazii, nu toate titlurile, denumirile sărbătorilor pe care noi le avem în limba română sunt neapărat o teologie biblică în sensul au o expresie biblică corectă, dar nu semnează că terminologia este incorrectă. Caz în discuție este sărbătoarea penticostală, de exemplu, a coborârii Duhului Sfânt. În limba română, sărbătoarea este numită cum? Rusaliile. Rusali. Deci nu este un termen uh, biblic, chiar dacă avem titluri în scriptură uh, puse acolo, uh, Rusaliile, uh, este un titlu pus de cei ce au editat scriptura, nu este în textul Sfintelor Scripturi, de cei ce au editat scriptura pentru că în limba română așa s-a împământenit terminologia. Iar sărbătoarea cea mai mare înainte de Paște, care este nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu are de asemenea o denumire biblică din Biblie. Este numită sărbătoarea Crăciunului în termen popular. Crăciun nu este un termen biblic, este din nou un termen popular a cărui origine este practic necunoscută. Interpretarea cea mai plauzibilă ar fi că vine de la, pentru limba română și, și, limba maghiară, cred că au împrumutat din limba română, din limba latină, practic, vine de la expresia latină cohoratio, care însemnează să sărbătorim împreună. Și de aici s-a făcut Crăciun și coracionii, parcă în limba maghiară, nu? haideți să dăm împreună, pentru că la Crăciun când s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, a fost un prilej de laudă, de adorare. Sărbătoarea de astăzi, floriile, intarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, este o sărbătoare importantă pentru toți cei patru evangeliști, pentru că fiecare din ei menționează evenimentul. Dacă vă uitați cu mine în Scriptură, Matei, capitolul 21, de la versetul 1 la 17, redă evenimentul. Marcu, capitolul 11, de la versetul 1 la 18, redă evenimentul. Luca, capitolul 19, de la versetele 29 la 48, redă evenimentul. Ioan, capitolul 12, de la versetele 12 la 19, de asemenea prezintă evenimentul. Și pentru că aceste evenimente le repetăm anual de multe ori se pune această întrebare, ce putem să mai vorbim despre el? Să nu-și facă nimeni probleme. Este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este uh, ca un ocean. Nu se termine niciodată de aceea învățăturile din cuvântul lui Dumnezeu, chiar din evenimente care le repetăm în fiecare an, învățătura din aceste evenimente trebuie să fie profundă. În această dimineață ne vom uita la patru adevăruri mari care rezultă din această sărbătoare a intrării triumfale a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Și voi prezenta aceste patru adevăruri sub prisma unui mesaj pe care l-am intitulat Revelației înainte de cruce. Revelații înainte de cruce. În această zi, potrivit textului pe care l-am citit și celorlalte texte paralele, Mântuitorul nostru, Isus Hristos, prin cei patru evangeliști, cum am spus, ne prezintă patru adevăruri, patru revelații, patru descoperiri divine legate de viața lui Isus Hristos, legate de noi, oamenii, legate de planul lui Dumnezeu, legate de ceea ce dă particularitate. Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Dumnezeirii în general și vieții poporului Dumnezeu în mod special. Și prima revelație, primul mare adevăr care ne este prezentat în acest pasaj, este acesta, că Iisus este împărat. Iisus este împărat. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Matei 21, versetele 1 la 2. Când s-au apropiat de Ierusalim, și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor. Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Spune aceasta că Iisus este împărat foarte mult. Foarte mult. Și anume, ce vrea să spună? Vreau să spună trei aspecte distincte legate de împărăția Domnului nostru Isus Hristos. Primul. Isus nu este un împărat oarecare, el este un împărat cu autoritate. Cu autoritate. În aceste două versete observați autoritatea lui Isus Hristos. Se vede în trei cuvinte: duceți-vă, dezlegați-l și aduceți-l. El nu are nicio rezervă când spune aceste lucruri. Este o poruncă absolută. Te duci, dezlegi și aduci. Un împărat se caracterizează prin aceasta. Cuvântul lui se execută. Cuvântul lui se împlinește. Cuvântul lui trebuie uh, împlinit, tocmai. Dar nu numai e un împărat cu autoritate. A doua distinție este că el este un împărat după scripturi. Versetul 2 și apoi versetele 4 și 5 din Matei 21. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. dezlegați și aduceți-i la mine. Deci aceea este poruncă împărătească. Versete 45. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice Spuneți ficei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blind și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. El este un împărat după Scripturi. Și aceasta este foarte important. Pentru că foarte mulți împărați care au trăit pe pământ și care mai sunt și astăzi, nu sunt împărați legitimi. Unii au ajuns împărați prin uzurpare, lovituri de stat, prin crimă și de obicei, știm foarte bine din istorie, când și vă uitați și în istoria biblică, în special în Regatul de Nord, în Regatul lui Israel, când uh, uh, cineva ajungea împărat. Primul lucru pe care îl lua era o măsură de binefacere pentru uh, regatul peste care domnea? Nu. Care era măsura? Să omoare pe toți urmașii împăratului de dinainte. Să inimicească pe toți. Pentru ca să nu fie cumva vreunul care să aibă pretenție la tronul pe care tocmai a pus mâna. Și de aceea este important să vedem că Isus Hristos este un împărat după Scripturi. Despre El s-a vorbit în Biblie că va fi împărat într o manieră aparte. Și dacă este după scripturile este un împărat drept. Este un împărat adevărat. Este un împărat sfânt. Este un împărat deosebit de oricine care a trăit vreodată pe pământ. Psalmul 2 spune foarte bine lucrul acesta. Zice: "Pentru ce se întârâtă popoarele? Pentru că pe împăratul acesta, pe Isus Hristos, nu observați dumneavoastră în societatea noastră. Nu a fost numai pe timpul uh, Începutului Bisericii, pe timpul Bisericii Primare. N-a fost numai în timpul Inchiziției. N-a fost numai în timpul comunismului. Este și acum, în așa zisul timp al democrației. Cine este scos? Și se fac eforturi să fie scos din școli, din Procuratură, din viața oamenilor. Cine este scos? Mahomed? Să nu cumva să vorbești de el. Că deja e scandal în toată lumea și se scumpește petrolul. Poți să vorbești de Isus Hristos, poți să-L blamezi, pentru că și dacă îl blamezi, aceasta este dreptul la expresie. Ați observat? Este dreptul la expresie, la liberă cugetare, amendament constituțional. Iisus Hristos este un împărat după Biblie. Este un împărat care are o opoziție extraordinară. În psalmul 2 spune, pentru ce se întărâtă neamurile? Pentru ce se adună mai mari pământului la oaltă? De ce vin ei împreună? Au un singur scop și spune, haidem să rupem lanțurile acestuia. Și spune, spune cuvântul Domnului mai departe, Dumnezeu din ceruri râde de ei și zice, totuși, eu l-am pe împăratul meu l-am pus în Sion, pe muntele meu cel sfânt, și el va domni pe întreg pământul cu un toiac de fier și și cei ce se opun lui vor trebui să-l asculte. Un împărat după cuvânt. Și apoi, este o a treia dimensiune acestui împărat, este un împărat recunoscut și ascultat, totuși. Recunoscut și ascultat. În versetul 9 din pasajul nostru spune, Norodele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Luca 19 cu 38 este același lucru. Marcu 11, probabil este cel mai direct pasaj din această sărbătoare, pentru că în Marcu 11 ce ni se spune că el este recunoscut și în Israel, în timpul acela, în ziua aceea, ca împărat. Uitați-vă în Marcu 11, 9 la 10. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau. Fiți atenți! sana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat este împărăția care vine, și spune clar acum, împărăția părintelui nostru David. Deci este o împărăție legitimă. Domnul Dumnezeu a promis prin profeți că va stabili o împărăție, împărăția lui David o va întări pe vecie și din această împărăție se va naște un împărat, este vorba de Mântuitorul Isus Hristos pe care îl celebrăm și astăzi, a cărui împărăție și domnie nu va avea niciodată sfârșit, mărit să fie numele lui. Deci prima revelație este aceasta că Isus Hristos este împărat. A doua revelație din această zi de sărbătoare este, frați și doamnelor și domnilor, o revelație cu privire la starea omenirii. Starea omenirii. Uitați-vă ce spune din nou versetul 2. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, suntem în Matei 21, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. V-am vorbit și cu alte ocazii, și vă reamintesc din nou pentru că este bine să ținem minte aceste lucruri. Dumnezeu, când a revelat prin profeții Săi adevărul despre omenire, starea în care a ajuns omenirea prin păcat. Și vă rog să ascultați cu atenție. Nu ne-a măgulit deloc. Și una dintre cele mai nemăgulitoare asemănări pe care Domnul o face omului este că se aseamănă foarte bine cu un măgăruș. Și că nu ne place. Doamne ferește! Uitați ce spune cuvântul Domnului în Exod 34, 19 și 20. Orice întâi născut este al meu. Chiar orice întâi născut de parte bărbătească din turmele voastre. Și acum versetul 20. Este pentru mine o taină unde ne pune Domnul și pe cine pune prima dată. Să răscumperi cu un miel pe întâiul născut al măgăriței. Iar dacă nu îl răscumperi să-i gâtul. Și următorul spune să răscumperi pe orice întâi născut al fiilor tăi. În același verset, în același pasaj trebuie răscumpărat măgărușul și omul. Faptul că în această sărbătoare măgărușul este amintit, prin aceasta Dumnezeu vrea să ne reveleze Iisus Hristos înainte de cruce, starea omenirii. Și care este această stare a omenirii? Omenirea arată în primul rând legată, ca și acești doi măgăruși. Este legată este legată de păcat, este legată de neputințe, este legată de tradiții, este legată de ambiții, este legată de încăpățânare, că spuneți-mi dacă mai este cineva la fel de încăpățânat ca un măgăruș, ca omul. Suntem încăpățânați până ne plictisim, până ne plictisim. Omenirea este legată de obiceiuri, nu observați dumneavoastră că dacă îi spui unui om să se pocăiască, spune, lasă-mă în pace, că eu sunt bine în credința mea. De ce? Pentru că este legat. Este legat de tradiția, de obiceiul, de încredințarea pe care o are. A doua stare a omenirii, nu numai că este legată, are voința neînduplecată prin faptul că Scriptura folosește în această zi și zice, vei găsi acolo și un măgăruș cu mama lui, toată lumea știe acest adevăr. Dacă vrea cineva să încerce să călărească pe un mânz de măgăruș sau pe un cal care n-a fost încălecat niciodată, să nu-și închipuie care un lucru ușor de făcut. Este foarte greu să îndupleci un cal și un măgăruș ca să te asculte și până la urmă să accepte că trebuie să poată să fie folosit pentru tracțiune sau pentru călărie. Este foarte greu. Trebuie să-i rupi voința, să-i zdrobești voința. Omenirea are o voință neînduplecată la cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este starea ei. Și atunci cuvântul Domnului spune că cea de a, cel de-al treilea aspect legat de starea omenirii, pe lângă că e legată, pe lângă care are voința neînduplecată, omenirea nu are altă șansă să se răscumpere decât numai dacă este adusă la Isus Hristos. Aduceți-l la mine. Aduceți-l la mine. Nu este posibilitate să scap de patimii. Nu există posibilitate să scap de obiceiuri. Nu există posibilitate să scap de orice legătură care te ține practic departe de Dumnezeu. Decât una singură, Isus Hristos. El îți poate îndupleca voința ca să-L asculți. Acest măgăruș n-a făcut mofturi, a acceptat ca Isus Hristos să-L folosească și să intre călare pe măgăruș după cum intrau împărații lui Israel în coronare. I-a înduplecat voința. Frașii și surori, doamne și domnilor, exact același lucru trebuie să se întâmple și cu noi. Pentru aceia dintre dumneavoastră care probabil trăiți după tradiții, trăiți după obiceiuri și uh, aveți această uh, scuză, să spunem așa, mereu. Mie să nu-mi spui de pocăință, mie să nu-mi spui să mă întorc la Dumnezeu. Eu sunt creștin din moș-strămoș. Vă aduc aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Petru. Spune în felul următor. căci știți foarte bine ce ați moștenit de la părinții voștri. Altceva decât ce? Chefuri, beții și destrăbălări. Ajunge că în trecut ați făcut aceste lucruri. Cine te poate scăpa de ele? Este unul singur, este Isus Hristos. Cum? Prin spălarea în sângele lui de pe cruce. El îți schimbă mintea, îți schimbă voința și te înduplecă la neprihănire, te înduplecă la o viață nouă. Starea omenirii este aceasta, este legată, este încăpățânată și are nevoie de aducere la Isus Hristos. Și apoi, tot în acest aspect al stării omenirii, prin faptul că acești doi măgăruși sunt folosiți în istoria lui Isus Hristos, aș vrea să vă spun că este o prevestire, o profeție legată de împărăția de o mie de ani. Este o profeție legată de împărăția de o mie de ani. Este o prevestire a mileniului. De ce? Pentru că, observați, măgărușii aceștia, doi, ascultă, se supun Domnului Isus Hristos. Or, unul din aspectele fundamentale ale împărăției de o mie de ani, frașestorilor, și doamnelor și domnilor, este că Domnul Isus Hristos, care va fi împăratul întregului pământ, în, în perioada aceea de timp, Domnul Isus Hristos va readuce pe pământ situația, starea din Eden. Când omul și animalele vor convețui împreună, iar animalele, pentru că au și ele o formă uh, rudimentară de suflet, deci au o formă rudimentară de suflet, animalele vor recunoaște pe Dumnezeu și vor recunoaște autoritatea obului. Și se vor supune lui Dumnezeu și omului. Uitați ce spune cuvântul Domnului în această privință, Deci nu numai cum au făcut acești doi măgăruși, s-au supus la ceea ce Iisus Hristos le-a cerut. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în profeția lui Isaia, capitolul 11, versetele 6 la 9. Atunci lupul va locui împreună cu mielul. Observați? și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș pentru că vor recunoaște autoritatea omului. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. Pruncul de la sân se va juca la gura bortei șarpelui și copilul încercat va băga mâna în vizuina cobrei, dacă vreți. Nu se va face niciun rău și nici o pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă mărit să fie Domnul. Timpuri glorioase. Și acestea se văd într-o istorie pe care o citim poate în fugă și nu ne dăm seama, tocmai în istoria aceasta a intrării lui Isus și în folosirea în istorie a celor doi băgăruși. A treia revelație, deci în al treilea rând. Isus este divin. Isus este divin. Probabil că cei mai mulți dintre noi n-am observat lucrul acesta, unii poate chiar până astăzi. Și anume Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în versetul 3 din Matei 21. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți, citiți asta, puneți versetul, pe, puneți versetul pe ecran, pentru că vreau Biserica să observe, citim de prea multe ori Biblia și nu ne uităm la detaliile acelea care fac tot adevărul lui Dumnezeu să strălucească diferit. Matei 21 cu 3. Să ne uităm la pasaj mai bine și vreau biserica să citească uh, când ajungem în punctul acela. Dacă vă va zice cineva ceva. Să spuneți că Domnul. Domnul. Da. Deschideți Scriptura. Citiți dumneavoastră cu atenție. Cu cea mai mare atenție. Și veți observa adevărul pe care îl spun acum, revelația pe care vă spun acum ieri în Evanghelie, până în punctul acesta, Iisus Hristos nu spune despre sine că este Domnul. Nicăieri. Au spus alții, dar n-a spus el. A spus Petru, tu ești Hristos, fiul Dumnezeului celui prea înalt. Au venit magii și s-au închinat, păstorii. Astăzi vi s-a născut un mântuitor, au spus îngerii, Iisus n-a spus niciodată, eu sunt Mesia, eu sunt Domnul, până în punctul acesta, până în ziua aceasta. Acum face această revelație finală. Dacă vă va întreba cineva ceva, spuneți că Domnul, și în limba ebraică este, spuneți că Yahweh, uh, se folosește această expresie, este condamnarea la moarte. Pentru că acum începe săptămâna mare, condamnarea lui la moarte. De ce l-au condamnat la moarte? Pentru că l-au mai întrebat odată, ești tu fiul lui Dumnezeu? Și ce a răspuns? Sunt. Sunt. Iar când au scris pe cruce, aș vrea să știți și acest adevăr, să vă aduceți aminte de el, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor, când au scris pe cruce această acuzație, Țineți minte ce vă spun acum. Au scris-o cu litere grecești, latinești și evreiești. Ei, cu litere evreiești, Iisus, Nazarineanul, regele iudeilor, s-au scris numai primele litere, la fiecare, numai primele litere. Când s-a scris în limba ebraică, cu litere ebraice, știți ce scria pe cruce? Iaue. Jehova. Când au văzut ce scrie pe cruce, ce au zis? Ce au zis? Să șteargă ce scrie acolo. Pentru că i-a deranjat. Bă, cum noi l-am răstignit pe Iaue? Pe Jehova? Pe Domnul nostru? De au cerut să șteargă. Și ce le-a spus Pilat? Ce ai scris? E scris. Iisus Hristos este Domnul, este Dumnezeu, Jehova, Yahweh. Este prima dată când faci această revelație. Și El este Domnul. Aș vrea să vă dau cel puțin patru argumente că El este Domnul. El este Domnul pentru că El este recunoscut de Tatăl Ceresc în această poziție. Luca 9 cu 35. La schimbarea la față, este Tatăl Ceresc cel care vorbește în auzul lui Ioan, Petru și Iacob. Acesta este Fiul meu. Este o confirmare divină. Al doilea argument. Iisus Hristos este Domnul pentru că are autoritate absolută asupra diavolului. Un lucru care mie îmi place foarte mult să-l citez mereu și să-l aud mereu. Când prima Evanghelie care a fost scrisă dintre cele patru este Evanghelia lui Marcu. Deci Marcu este primul care a scris Evanghelia. Dacă noi le avem în ordine Matei, Marcu, Luca, Ioan. Primul care a scris Evanghelia este Marcu. Sunt documente istorice în această privință. Și Marcu, când își începe Evanghelia, vă rog să puneți pe ecran, uitați cu ce începe, Marcu 1 cu 24, deci din primul capitol, Marcu 1 cu 24. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Sfântul lui Dumnezeu. Este o altă expresie similară cu ești Mesia, Hristosul. Pentru că Mesia însemnează împuternicitul lui Dumnezeu, Hristosul, unsul lui Dumnezeu. Iar Matei, 8 cu 29, puneți-l pe ecran, uh, vi l-am pus mereu în ultima vreme, pentru că vreau să încurajez Biserica și să știe Biserica că are putere și de aceea să poate să stea biserica în picioare. Avem putere nu prin noi înșine, avem putere prin Cel ce trăiește în noi, prin Domnul, prin Isus Hristos. Și în Matei 8, 29 este cuvântul care este mai, mai pregnant și iată că au început să strige demonii. Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Și aș vrea să încurajez biserica, dacă ăsta este crezul diavolului, atunci hai să-l chinuim înainte de vreme. Nu ne chinuiască el pe noi, Amin? Wake up! Pentru că tot mereu spunem, diavolul m-a pus, satana m-a ispitit. Ai puterea asupra lui. Chinuiește-l tu, nu lasă să te chinuiească el. Pentru că în tine trăiește Domnul, Dumnezeu. Deci el este recunoscut de Tatăl Ceresc, are o autoritate absolută asupra diavolului. Al treilea argument, a via din morți. A via din morți. Și Biblia este prin această privință. Și al patrulea argument, în scurtă vreme, se va vedea în tot Universul că acesta este adevărul. Puneți pe ecran lucrul acesta. Nu place astăzi să se citească în societatea contemporană și în cele mai, în tot timpul existenței omenirii, dar ce, ce citim acum din Filipeni, capitolul 2, versetele 9 la 11, este cuvântul care, cel puțin în timpul mileniului, omenirea îl va recunoaște și că după aceea se intră în eternitate și nu va mai fi probleme de contra. Uh, Că arată această învățătură. Dar în timpul mileniului, toată lumea, de aceea și Domnul l-a înălțat pe Iisus, nespus de mult, și a dat numele care este mai presus de orice nume. Mai departe. Pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunche și al celor din ceruri și de pe pământ și de sub pământ. Și apoi versetul 11. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Yahweh, Domnul egal cu Tatăl Ceresc, egal cu Duhul Sfânt. Glorie Domnului! Așteptăm ziua aceea, orice limbă să mărturisească. Dar până atunci, ține minte, prima dată în istoria biblică, când Isus Hristos în timpul vieții Lui pământești folosește această expresie cu privire la sine, n-a spus mergeți și spuneți că Isus din Nazaret cere lucrul acesta. Și a spus mergeți și spuneți că Domnul are nevoie. A folosit numele suprem. Și după aceea l-a folosit în, 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 în minutul următor, sau cum să spun, în, în momentul următor, în evenimentul următor, l-a folosit în Grădina Ghețiman. Pentru că în Grădina Ghețiman, când au venit să-l aresteze, l-au întrebat. Au întrebat pe cine căutați? Și și-au răspuns ei. Pe Iisus din Nazaret. Ce le-a răspuns Iisus? Eu sunt. Al doilea nume al lui Iaue este Eu sunt. Deci, el nu, el nu a zis identificați-mă pe mine, ci și-a spus din nou numele, eu sunt. Dar la uzul numelui lui Dumnezeu, când au spus eu sunt, ce s-a întâmplat cu cei ce au vrut să-l aresteze? Au căzut în leșin. N-au putut să-l aresteze pentru că nimeni nu poate să-l aresteze pe Domnul, nimeni n-a putut să-l crucifice pe Domnul. Aduceți-vă aminte, El este Domnul, acela care spunea în Ioan 10, cu 17 și 18, puneți pe ecran, Ioan 10, cu 17 și 18, aici trebuie să vedeți Dumnezeirea Domnului Isus Hristos, nu în poveștile populare de pe Discovery Channel și de pe History Channel. Aici este Dumnezeirea Lui, El este Domnul. N-au putut nimeni să-l aresteze, n a putut nimeni să-l crucifice, n -a putut, El n-a murit pentru că uh, romanii l-au crucificat și evreii l-au vândut. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Și mai departe, versetul 8, ce, ce spune acolo? Nimeni nu mi-o ia cu sila, prin forță, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. De ce? Pentru că El este Domnul. El este viață. El este Dumnezeu, glorie Lui. Iubiți pe acest Domn, să iubim pe acest Domn. Și apoi, în al patrulea rând, și în ultimul rând, ultima revelație înainte de cruce, în textul de astăzi, este autoritatea lui Isus. Autoritatea. Veți zice, dar n-ați spus că este împărat, împăratul are autoritate. Da, așa este. Împăratul are autoritate, dar este vorba de altă autoritate. Autoritatea lui Dumnezeu, frașesorilor, doamnelor și domnilor, nu stă numai în puterea lui nespus de mare, numită a tot Nu. Dumnezeu, în autoritatea Lui și în tot puternicia Lui, poate să facă tot ce vrea, spune Sfânta Scriptură, și în cer și pe pământ. Are puterea aceasta. Cum am auzit și pe copii aici, citând din cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos în Matei 28 cu 18. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Așa este. Însă aș vrea să știți că autoritatea lui Dumnezeu, pe lângă tot puternicia lui, stă în caracterul lui Dumnezeu. Și anume acea latură din caracter numită sfințenie. Această autoritate se vede, frate și surori, doamnă și domnul, în textul nostru, din Matei 21, în versetele 12 la 14. Matei 21 cu 12 la 14. Ia uitați-vă autoritatea. Este Sfințenia Lui. Isus a intrat în templul lui Dumnezeu și în Sfințenia Lui, Domnul, când a văzut că templul a ajuns un bâlci, o piață, un târg pentru businessmen, afaceri murdare, înșelăciuni. Pentru că în ceea ce se numea Curtea Neamurilor din templu, Marele Preot Ana, dacă vă uitați în istorie și cercetați istoria iudaică, în Curtea Templu, lăsați textul că e continuu, Marele Preot Ana a deschis un business de schimbări de bani. A deschis un business de schimbări de bani. Adică, veneau evreii din Dacia, veneau evreii din Grecia și fiecare venea cu banul lui. Și atunci trebuia să aducă jerfa la templu, să plătească jerfa. Și ce făceau? Schimbau banii. Era o sugrumare, era o asuprire a celor care, a evreilor, îi să asupreau unul pe altul, care veneau din altă parte pentru că rata de schimb era favorabilă marelui preot Ana și acoliților lui. Nu putea să vină cu vițelul în spate din Mesopotamia până la Ierusalim să aducă jerfă. Și atunci aveau acolo vite, ce cumpără de la noi. Cumpărau vita, cumpărau mielul, cumpărau vițelul, cumpărau porumbeii, cumpărau turturelele și nu le sacrificau. Le duceau înapoi, după ce le spuneau, dă -le la preo să le sacrifice, le puneau înapoi în cușcă și le, le vindeau de câteva sute de ori în timpul sărbătorilor. Business profitabil. Asta înseamnă desacralizarea Templului. Iar Domnul este puternic, este autoritar, nu numai prin tot puternicia lui, el este autoritar prin caracterul lui, prin sfințenia lui. Uitați ce se întâmplă. A intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o, -ă, din ea o peșteră de tâlhari. Natura Lui Dumnezeu este sfântă. Aceasta îi deranjează pe oameni. Căutați în computer, Marco, 5 cu 20 și uitați-vă ca să puteți să observați mai bine adevărurile pe care vi le spun din cuvântul Domnului și... 6 cu 20, Marcu 6 cu 20, nu 5 cu 20. Cer scuze. Marcu 6 cu 20. Și ia uitați-vă un cuvânt pe care trebuie să-l observăm în contextul în care este prezentat. Căci Irod, acest dement în haină regală, criminal notoriu, și-a omorât trei soții, și-a omorât copiii, și de aceea, aduceți-vă aminte, era expresia la Roma în, în curtea cezarului. Îmi cer scuze, dar asta este istorie și trebuie să -și fie cunoscută. Spunea cezarul roman, în Iudeia este mai de folos să fie un porc la curtea lui Irod decât să fi copilul lui sau soția lui. Că porcul e considerat necurat și nu se ating de el. Dar de copii, de soții și de, de prieteni, de miniștrii lui, de câte ori îi vine, îi omoară, pentru că este gelos și este dement. Dar uitați ce scrie de, de dementul acesta. Iros se temea de Ioan. De ce el se temea de Ioan? Fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Și Ioan era în pușcărie. În pușcăria lui. Dar se teme de el. Erau se teme de el. Pentru că autoritatea Domnului stă în caracterul lui. În sfințenia lui. Sfințenia lui este natura lui. Apoi, surori, doamnelor și domnilor, sfințenia lui, deci puterea aceasta, autoritatea aceasta, este standardul pe care Dumnezeu îl cere în biserică și în poporul său. Psalmul 93 cu versetul 5. Un cuvânt pe care îl știți, dar pe care dacă îl vedeți în contextul sărbătorii de astăzi legat de puterea, de autoritatea lui Hristos, a Domnului Isus Hristos, a Sfințeniei Lui, uitați ce spune aici, mărturiile tale sunt cu totul adevărate, asta însemnează cuvântul tău este cu totul adevărat. Sfințenia este podoba casei tale, Doamne, cât timp? Cât vor ținea vremurile. Comuniștii s-au temut de biserică pentru că biserica era sfântă. De s-au temut. Și toți călăii, ca Hitler, ca Napoleon, ca Stalin, ca Lenin, ca Cezarii Romani, toți s-au temut de biserică pentru că au văzut că biserica este sfântă și că are caracter, iar ei n-au caracter. Este exact ceea ce spune Iisus Hristos cu alte cuvinte. Zice, oamenii vor fi vinovați nu pentru că n-au ieșit din lumea lor, ci pentru că au refuzat să-L primească pe singurul fiu al lui Dumnezeu, pe Domnul. Și aceasta însemnează că n-au vrut să vină la lumină, spune Iisus Hristos în Ioan capitolul 3, n-au vrut să vină la lumină ca să nu li se vadă faptele, faptele. Și ori de câte ori biserica strălucește în sfințenie, sfințenia ei face pe cei din jur incomozi. Când vii la casa Domnului și ești nemântuit și auzi acest adevăr, te deranjează pentru că te simți incomod, te simți incomod în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Este puterea Lui Dumnezeu, este sfințenia Lui, este caracterul Lui care te face, mă face să te vezi așa cum ești, să mă văd așa cum sunt. Natura lui Dumnezeu este sfântă, standardul lui Dumnezeu este sfințenia și apoi ascunderea feței lui Dumnezeu se datorează lipsei de sfințenie. Dacă nu poți să-L vezi pe Domnul și dacă zice cineva, cum a zis primul om care a zburat în cosmos, ia să vedem că cineva își mai aduce aminte care a fost primul om care a zburat în cosmos. Yuri Gagarin, Uniunea Sovietică, în competiție mare cu americanii. cine e primul care zboară în cosmos? Yuri Gagarin a fost primul om care a zburat în cosmos și s-a învârtit de în jurul Pământului cu racheta, cu Soyuz de câteva ori. A venit pe Pământ și dacă mai țineți minte ce scria în istorie, eu am, eu am, copil, am citit lucrul acesta și țin minte. Zice, am fost până în cer, și m-am plimbat de câteva ori și, și nu l-am găsit pe Dumnezeu nicăieri. Și într-o zi, Iuri Gagarin s-a urcat într-un avion și avionul s-a prăbușit cu el. Probabil s-a întâlnit cu degetul lui Dumnezeu. N-a mai putut să ajungă în cer. N-a mai apucat să ajungă în cer și nici n-a trebuit pentru că nesfințenia, lipsa vieții sfinte, îți ascunde fața lui Dumnezeu. Dar dacă trăiești o viață sfântă, după caracterul lui Dumnezeu, cum zice, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, atunci îl vezi pe Dumnezeu într-un copil, îl vezi pe Dumnezeu într-un bătrân, îl vezi pe Dumnezeu în firul de iarbă, îl vezi pe Dumnezeu în structura omului, îl vezi pe Dumnezeu în toate lucrurile, pentru că este imposibil să nu-l vezi. Când ai sfințenia lui Dumnezeu în tine, ai ajuns evoluționist. Vorbești de toate lucrurile pe care Biblia le numește pe nedrept numite știință, numai ca să fii orbit și să nu poți să-ți dai seama că este unul singur care a putut să spună eu sunt Domnul și acesta este Isus Hristos. Deci în această zi de sărbătoare, cel puțin patru adevăruri mari. Primul, Isus este împărat. Mergeți, dezlegați, aduceți. Și aceasta, ca să se împlinească Scriptura care zice, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pentru că el este un împărat cu autoritate și un împărat după Scripturi. Al doilea adevăr, este starea omenirii. Veți găsi un măgăruș și omenirea seamănă cu un măgăruș. Nu ne place, nu ne măgulește aceasta, dar aceasta este. Este legată și este încăpățânată. Dezlegați-i și aduceți-i la mine, pentru că numai aceasta este scăparea omenirii. Numai aceasta este scăparea omenirii. Al treilea, mare adevăr, este legat de Autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos. Și această autoritate se vede în Sfințenia Lui. Și de asemenea, celălalt adevăr este locul în care Iisus Hristos se prezintă divin. Spuneți că Domnul are trebuință de El. Vezi un Iisus Hristos pe Domnul, pe Iaue? Eu îl văd. Dacă îl vedem cu adevărat, și cu aceasta închei și vă chem la rugăciune. Un cuvânt pe care de asemenea îl știți, dar care trebuie să vă vorbească altfel, să ne vorbească altfel într-o zi ca aceasta. Dacă este într-adevăr ceea ce spunem, Domnul, așa cum a spus-o El și El este. Știți ce spune Psalmul 45, versetul 10 și 11. Ascultă, fică și vezi. Pleacă-ți urechea, uită pe poporul tău, adică uită-ți tradițiile, uită-ți obiceiurile. Este vorba de mireasă aici. Uită și nu spune că eu în credința mea, eu vin de acolo, nu am avut obiceiuri. Este stai, că stai, 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 stai. Când intri în casa împăratului, nu intri cu obiceiurile tale. Intri cu obiceiurile lui, dacă vrei să fii împăratului. Uite pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea, numai atunci. Și ce conclude? Și fiindcă este Domnul tău, ce trebuie să-i faci? Adui i închinarea ta. Adu-i închinarea ta.